În primul rând, suntem la finalul unei vizite care mi-a provocat o oarecare nostalgie, trebuie să spun lucrurile acestea, pentru că m-am întors în locul unde chiar am învățat cot la cot administrație cu o parte din oamenii cu care m-am întâlnit astăzi și intrând în subiect, pot să vă spun că autoritățile locale din Timiș, pe ceea ce înseamnă PNDL 1, au avut alocate peste 800 de milioane. Până în acest moment au fost decontate jumate, au fost realizate lucrările, nu că au fost făcute și neplătite, jumătate. Domnul președinte m-a asigurat că în perioada următoare, având în vedere faptul că se poate începe să se lucreze și celelalte proiecte vor merge spre finalizare, astfel încât decontarea să fie aproape de ceea ce s-a alocat. Pentru PNDL faza a doua s-au depus, așa cum vă spuneam și la începutul întâlnirii din Sala Mare a Consiliului Județean, s-au depus multe proiecte de către autoritățile locale din Timiș. Criteriile au fost explicate de către doamna vicepremier. Vreau să subliniez încă o dată faptul că pentru a deveni eligibile aceste proiecte, trebuie să fie adresate sau să fie făcute într-un mod în care pe alte programe finanțate din fonduri europene să nu aibă finanțare de pe fonduri europene. Poate n-am fost foarte clar. Să nu existe suprapuneri. Da? De aceea am și îndemnat să depună pe fonduri europene și după aceea, dacă se epuizează această variantă, să meargă spre PNDL 2. În mare, discuțiile au fost, așa cum spuneam, tehnice. O să se intre la Ministerul Dezvoltării în perioada în care toate aceste proiecte vor fi jurizate și o să vedem care este finalul în ceea ce privește județul Timiș. Un alt lucru important, săptămâna trecută, printr-o hotărâre de guvern, am deblocat proiectul autostrăzii Timișoara-Pancevo. Știți că era ca și altele, de altfel, lucruri blocate anul trecut, s-au aprobat prin hotărârea de guvern indicatorii, astfel încât studiul de fezabilitate să intre la finanțare pe actualul exercițiu bugetar, vorbim de 10 milioane de euro, și pe viitorul exercițiu bugetar să putem să se intre la execuție, la finanțarea acelui tronson. În mare, cam despre asta a fost vorba astăzi, cu riscul de a vă dezamăgi. Problemele legate de fondurile europene, din păcate, vin de anul trecut. Toate acele blocaje și tot ceea ce s-a întâmplat anul trecut ne-au adus într-o situație nu tocmai bună. Da, e adevărat. Ne-am propus lucruri ambițioase din perspectiva atragerii fondurilor europene. 5,2 miliarde pentru anul 2017 înseamnă mult față de zero anul trecut, dar posibil. În sensul acesta a fost discuția cu doamna comisar Corina Crețu, tocmai pentru a debloca toate autoritățile de management care nu sunt acreditate în acest moment. În luna aprilie se vor lansa
ghiduri, foarte multe ghiduri de finanțare. Toate aceste lucruri înseamnă foarte multă, foarte multă muncă, dar care trebuie să fie monitorizată. De aceea, împreună cu doamna vicepremier Sevil Şaideh, am hotărât, din 10 în 10 zile avem ședințe de monitorizare de progres pentru acest domeniu, cel legat de fondurile europene, ca să putem, la sfârșitul anului, să atragem ceea ce ne-am propus, și anume 5,2 miliarde. S-au deblocat foarte multe lucruri în aceste două luni. Nu toate, mai e de muncă, dar din acest punct de vedere, eu cred că ceea ce ne-am propus este realizabil, și anume 5,2 miliarde de euro pentru anul 2017. Dacă vreți, putem intra în foarte multe detalii. Din celălalt punct de vedere, am avut o întâlnire cu reprezentanții femei alaltăieri, așa cum dumneavoastră știți. Sunt întâlniri normale de lucru. N-au venit aici să facă decât ceea ce fac în orice țară, și anume aceste întâlniri de început de an. Le-am spus reprezentanților Fondului Monetar viziunea noastră despre 2017, cum s-a construit bugetul, care este creșterea economică pe care ne-am propus-o, măsurile pe care le-am luat, bineînțeles se știau, ceea ce avem de adoptat în continuare conform programului de guvernare. Și dacă ne uităm un pic în istorie, o să vedeți că în urmă cu 2 ani, când iarăși noi am venit cu o relaxare fiscală, am scăzut TVA-ul și toate celelalte lucruri pe care dumneavoastră știți, îngrijorările au fost și atunci exprimate, dar corectate. După câteva luni, încă s-au dovedit estimările noastre corecte, creșterea economică a fost mai mare chiar decât preconizasem noi, iar toate acele măsuri luate în urmă cu 2 ani au dus la creștere economică. A venit foarte multă economie care se afla în zona gri spre vedere, și măsurile adoptate, cele pe care le vom adopta, sunt de același tip. Deficitul bugetar va fi menținut sub 3%. Suntem parteneri serioși. Știm angajamentele luate de țara noastră, ne ținem de ele, chiar dacă suntem primul guvern, spre exemplu, care pe un alt angajament luat de România, și anume 2% pentru apărare, e primul guvern de după ce am devenit țară membră NATO, care se ține de acest angajament. La fel și cu 3%. Haideți să repunem lucrurile pe făgașul normal. Mulțumesc. Încep cu finalul. Știu foarte bine situația de la Marila. Am avut ieri o întâlnire cu directorul Spitalului Orășenesc din Oravița. Mi-a prezentat situația. E mai rău în exterior decât e în interiorul clădirii. Totuși, tot ceea ce înseamnă sanatoriul de acolo are nevoie de sprijin. Am discutat un sprijin concret, nu vreau să spun înainte de a se concretiza, dar cunosc, chiar m-am întâlnit cu domnul director. Legat de Italia, așa cum știți, am luat hotărârea de a trimite acolo pe doamna ministru Pasternak. S-a întâlnit cu autoritățile italiene, au convenit să deschidă acest centru. Discuția nu e doar legată de centru. Eu cred că discuția e mai largă și se referă inclusiv la personalul de la ambasada României din Italia. Trebuie întărită,
trebuie întărită echipa noastră de la ambasadă. În Italia, ca și în Spania, se află foarte mulți români. De aceea trebuie întărită. Am avut o discuție în acest sens cu domnul ministru Meleșcanu. Urmează să vină cu propuneri. Tocmai pentru a preîntâmpina, ăsta e și rostul acestui centru, pentru a preîntâmpina, a preveni, dacă tot am vorbit de legea prevenției, anumite cazuri care pot apărea. Propunerile o să-mi vină de la doamna ministru, dar subliniez, toate aceste lucruri trebuie făcute în colaborare cu autoritățile italiene. Și așa e și normal. Și au mai existat colaborări de acest tip cu autoritățile italiene. Chiar în urmă cu o lună, dacă nu mă înșel, a fost un control în regiunea Lazio, pe inspecția muncii, unde nu au fost descoperite lucruri semnalate de către presă în urmă cu o săptămână. Acest raport a doamnei ministru, discuția cu domnul Meleșcanu, vor avea loc în primele zile ale săptămânii viitoare. Păi, vă spuneam că aștept raportul final al doamnei ministru și în funcție de acest raport luăm decizia. Dar la o primă vedere e nevoie de o întărire a echipei de la ambasada noastră din Italia. În mod clar. Dincolo de personalul pentru acest centru. Mulțumesc. Am vrut să nu răspund la această întrebare intenționat. Nu va fi nevoie. Sunt sigur. Mulțumesc, doamna Lili. Doar o secundă. Nu mă putem. Doar o secundă. Trei mari domenii. Apărarea, energia și transporturile. Titular de filă din partea guvernului. Ce spunea domnul președinte, Ministerul Economiei. Și exista din campanie un draft, se lucrează, eu cred că termenul spus mai înainte este unul realist, astfel încât să putem să trimitem punctul de vedere al guvernului în concordanță și au existat discuții, inclusiv în aceste săptămâni, cu Comisia Europeană, astfel încât tot ceea ce propunem acolo să ajute la deblocare, dar și respectând anumite reguli ale Comisiei Europene. Mulțumesc. Doamna Lina. Radio România Actualități. Aș vrea să vă întreb, domnule prim-ministru, dacă termenul de 31 martie este considerat unul realist de către dumneavoastră pentru înaintarea către Parlament a legii salarizării unitare. Dar nici n-am spus că e 31 martie, noi în programul de guvernare, nu că n-ar fi foarte înaintată această lege a salarizării unitare, în programul de guvernare, legea salarizării unitare trebuie să devină lege la finalul trimestrului 2. Asta este scris în programul de guvernare. Ne interesează foarte mult ca toată această perioadă de dezbateri, de întâlniri cu partenerii sociali, și au avut loc aceste întâlniri cu sindicate, cu confederații ale sindicatelor, cu tot ceea ce înseamnă parteneri, să fie o perioadă, așa cum spuneam, de dezbatere, astfel încât construcția acestei piramide să fie una cât se poate de sănătoasă. Termenul e cel pe care vi-l spuneam pentru a deveni lege. Lucrurile spre Parlament vor fi trimise mult mai devreme. Mulțumesc. Domnule premier, ați spus că măsurile anunțate de guvern vor fi aplicate în ciuda îngrijorărilor femeii. O spuneți răspicat și în cazul pensiilor care urmează să fie crescute de la 1 iulie și 2. Ce ne spuneți despre centura Timișoarei? Măsura legată de pensii și toate lucrurile scrise în programul de guvernare vor fi adoptate. Ca să fim clar. Legat de centură, până la finalul lunii martie, început, asta e ceea ce mi-a trimis și am de la Ministerul Transporturilor,
început de aprilie, ca să nu punem neapărat o presiune, se termină documentația pentru atribuire, proiectare plus execuție. Deci va fi, și se va ridica pe SEAP. Va fi o singură licitație, proiectare plus execuție. În momentul ăla e un pas extrem de important pentru centura de sud și pe care se intră în termenele date de lege. Fiind parte a master planului, centura Timișoarei, dacă reușim să, și vom reuși, să adoptăm cât de repede ceea ce ați întrebat dumneavoastră mai devreme, și anume legea achizițiilor, investițiilor strategice, achizițiilor publice, lucrurile se vor derula într-un mod mult mai rapid. Ăsta e și rostul pentru care facem această schimbare legislativă. Mulțumesc. Potriva, te rog, imediat. Va cere sau a cerut? Nu, va cere unul de. A va lua votul, că... Am solicitat. Acolo e o întreagă istorie, n-are sens să o mai reluăm, toată lumea o cunoaște. Eu sunt foarte interesat de... și Ministerul Apărării, la fel cum a fost și în trecut, acum 2 ani, tot un guvern PSD a dat această garnizoană către Consiliul Județean. Nu există o problemă din punctul de vedere al Ministerului Apărării de a transmite această clădire, a retransmite această clădire către autoritățile publice locale. Legat de acel proiect, pe care îl știm cu toții, e nevoie în Timișoara de un muzeu al Revoluției. Normal, e un eveniment care ne-a marcat nu doar nouă timișorenilor viața, ci României. Eu aștept, dincolo de vorbe, să se întâmple anumite lucruri. Cert este că Ministerul Apărării, înțeleg că au și fost discuții în aceste săptămâni, n-are niciun fel de problemă în a retransmite această clădire către Consiliul Județean. Pașii următori, că va fi acolo Muzeul Revoluției, că va fi în altă parte, Consiliul Județean vine cu un alt proiect, e treaba autorităților publice locale. Doamna ministru, Dana a avut întâlniri în toate aceste săptămâni cu sindicate, cu tot ce înseamnă reprezentanța ai polițiștilor. E un sector extrem de important pentru noi. S-a ajuns la un anumit acord cu o parte din reprezentanților, o parte din sindicate, parte importantă. Eu sper ca dialogul din zilele următoare și săptămânile viitoare să fie unul constructiv. Cert este că și dânșii vor fi parte a legii salarizării unitare și atunci toate aceste inechități care apar vor fi înlăturate. Repet, dialogul cu reprezentanții polițiștilor continuu a fost, inclusiv ieri au avut loc, alaltăieri au avut loc întâlniri, astfel încât și resursele pe care le avem să fie, să spun așa, cheltuite într-un mod cât mai echilibrat. E o preocupare a noastră și vom găsi soluții. Legat de doar o secundă, legat de Muzeul Revoluției și de garnizoană, fiind clădire de patrimoniu, e o clădire de patrimoniu și care, exact cum spunea domnul președinte, în urmă cu 2 ani când a fost transmisă către autoritățile locale, a fost transmisă cu anumite sarcini de la Ministerul Apărării către Consiliul Județean. În momentul în care s-a vrut a se face ceva la garnizoană, aproape s-a terminat, că a fost în septembrie anul trecut terminată evaluarea, se terminase perioada de 2 ani prin care au transmis-o către autoritățile publice locale. Important e în acest transfer, ca
exact ce se amintea, proiectul final să fie unul care să vină în ajutor, fiindcă altfel rămânem în același stadiu, cum e acum garnizona și cum a fost în ultimii ani. Un exemplu iarăși bun, unde se vor întâmpla lucruri, tot printr-un transfer de la Ministerul Apărării către Consiliul Județean, este în zona Girocului, unde se vor construi ANL-uri și unde e propunerea Consiliului Județean în a se construi sala polivalentă. Ministerul Dezvoltării a și trimis reprezentanții în urmă cu câteva zile, nu? Miercuri au fost aici pentru a vedea locația. Ăla e un exemplu bun de a folosi un activ al dat de către Ministerul Apărării către autoritățile publice locale. Mulțumesc. Simt nevoia să vorbiți despre muzeu. Există un memorial al Revoluției, tot într-o clădire dată de MAPN. Nu vorbiți despre el ca și cum n-ar exista. Care va fi soarta lui dacă va fi un muzeu, sigur, mai central, într-o altă clădire tot a MAPN-ului? Care va fi... Mi-e teamă că nu înțeleg. Care va fi soarta cui? Care e existent acum. Am înțeles. Tocmai de aceea v-am spus că aștept proiectul la întrebarea Otiliei. Așteptăm și n-am spus că va fi sau nu va fi Muzeul Revoluției acolo. Așteptăm proiectul final. Ministerul Apărării și-a arătat disponibilitatea de a transmite către autorități, dar haideți să vedem finalitatea. Și adevărat, tot de la Ministerul Apărării, în urmă cu, cred, 3-4 ani, s-au dat spații pentru Memorialul Revoluției. Important e finalul, de aceea... Vă rog. Din partea guvernului, mă gândesc. Depinde de a stabili foarte bine prioritățile pe care fiecare autoritate, așa cum s-au angajat. Fie că vorbim de primărie, de Consiliul Județean și de guvern, să se pună de acord în ceea ce finanțează. Eu știu toate lucrurile legate de angajamentul guvernului trecut, numai că aceste angajamente trebuie a fi corelate. Timișoara trebuie să vină cu susținere, dar clară, pe anumite proiecte. Consiliul Județean s-a angajat, așa cum știți, și a și finanțat până acum alte proiecte și, sigur, și guvernul, prin ceea ce a dat ca și angajament anul trecut, doar că lucrurile trebuie să fie cât se poate de clare. Nu e un lucru foarte greu pe care îl cerem. Domnul Duma. Domnule prim-ministru, ați fost parte și vă mulțumesc pentru deschiderea pe care ați avut-o pentru a pune în atenție Muzeul Revoluției. Două laturi ale întrebărilor pe care aș fi vrut să le pun sunt epuizate și vă mulțumesc. Aș vrea doar una, o precizare. Cărei entități din autoritatea locală așteptați să facă propunerea pentru proiect, pentru acest muzeu? Vă mulțumesc. La fel cum nu mă interesează ca și timișorean unde este sala de sport. Văd că pe alții îi interesează. Mă interesează să existe sala de sport. Fie că e la Consiliul Județean sau la primărie, trebuie să existe. E prea puțin important că e la Consiliul Județean sau la primărie această locație. Important e să se facă un proiect și să existe un proiect. Nu e ceva care să ducă să fie să spun așa, decisiv, că e la Consiliul Județean sau la primărie. Ne interesează produsul finit, ca și la sala de sport. Mulțumesc și sunteți în continuare aproape de proiect. Da. Vă rog. Domnule premier, președintele țării a spus că nu crede că cineva îi va cere demisia Laurei Codruța Kövesi pentru că are el informații. La ce credeți că se referă? Unu și doi, ca să... O întrebare și pentru dumneavoastră și pentru domnul Dragnea, tot șeful statului a spus că nu are de gând să semneze vreun pact de coabitare cu PSD. Cum credeți că vor merge lucrurile? Da. N-am de unde să știu
ce știe domnul președinte că ar fi legat de, de acest subiect, eu aștept evaluarea domnului ministru al Justiției, a domnului Tudorel Toader. Până atunci, lucrurile cred că rămân doar în zona speculației. Am foarte mare încredere în domnul ministru și, așa cum vă spuneam, așteptăm evaluarea. Legat de coabitare sau ce spuneați, aș dori să clarific. Am văzut că au apărut în spațiu public anumite lucruri legate de semnarea unui pact între mine și între guvern și administrația prezidențială. Nu există așa ceva. Istoria ne arată că în urmă cu 5 ani, chiar dacă s-au semnat asemenea hârtii, nu au avut nicio valoare. Fiindcă imediat au început certuri cine să fie reprezentantul României la Consiliul Europei. Pe mine mă interesează și pe noi ne interesează ca pe proiectele importante de țară să avem dialog, să putem să ne unim energiile pentru a atinge țintele date de acele proiecte de țară. Cum ar fi, punct de vedere comun vis-a-vis de mult discutatele scenarii la nivel de Uniunea Europeană, Europa în mai multe viteze și așa mai departe, sau un alt exemplu, cel legat de proiectul legii educației. S-a făcut și există o comisie la nivelul administrației prezidențiale care a lucrat. Noi dorim până la sfârșitul anului să venim cu un nou proiect al legii educației în dialog cu toată lumea. V-am dat două exemple legate de anumite proiecte de țară și care nu înseamnă coabitare. Care și dumneavoastră ați spus că declarațiile președintelui au fost cele care au fost. Cum credeți că vor decurge înțelegerile guvernului cu administrația prezidențială? Instituțional corect, dacă ne înțelegem fiecare rolul, dacă ne înțelegem... Am înțeles. Dacă fiecare dintre noi înțelege rolul constituțional pe care îl avem, nu există niciun fel de problemă. Da. Am dat exemplu de un asemenea pact, nu știu dacă a fost semnat sau nu, habar n-am, în urmă cu ani, și care, într-un final, domnul Traian Băsescu și Victor Ponta, cei care au semnat acel pact, nu s-au ținut de ceea ce și-au asumat. Vreau să vă spun că poate mai important, și asta era spiritul a ceea ce spuneam, mai important decât o hârtie și un pact sunt temele comune și proiectele comune de țară care n-au nevoie de așa ceva. Dacă vorbim de seriozitate. Asta era spiritul a ceea ce spuneam. Mulțumesc. Domnule premier, domnul Robu spune de câțiva ani buni că așteaptă hotărâri de guvern pentru anumite terenuri care se tratează din proprietatea statului român în cea primăriei Timișoara. Așa. Exemplu, piața din Soarelui, terenul acela cer din 2003, dacă nu mă înșel. Știți foarte bine cum decurg treburile astea. Ați mai discutat despre ele? Care este stadiul lor? M-am uitat azi prin sală, nu l-am văzut. Așa. Suntem deschiși la tot ceea ce înseamnă propunerile care vin din partea Timișoarei. Mi-aș dori mai mult dinamism, dincolo de vorbe, din partea municipalității. La vorbe se stă foarte bine. Nu există, cred, primărie din țara asta să nu trimită cereri către guvern. Problema este să-ți canalizezi în așa fel energiile pe proiecte extrem de importante pentru
comunitățile pe care le conduci. Să trimiți hârtii fără a avea, să spun, ceea ce se spunea mai devreme, finalitatea unui proiect și să aștepți 15 ani să ți se răspundă și devină Bucureștiul, nu cred că e modul normal de gestiune a unei administrații. Sigur, nu era primar domnul Robu în 2003. Până am văzut că Adi a avut și alte propuneri săptămânile cu care nu sunt de acord, sau zilele trecute, legate de lucruri în Timișoara. Acum revenind la problema în sine, să știți că în acest moment cadrul legal poate fi, eventual, ne uităm, sunt specialiști care știu mai bine decât mine în acest domeniu ce poate fi făcut, probabil că poate fi îmbunătățit. Dar lăcomia și drujbele și tot ceea ce înseamnă defrișări nu poate să oprească o lege. Aplicarea acelei legi se face de către oameni. Și nu doar cei care au, să zicem, atribuțiuni directe în acest domeniu, ci de către, până la urmă, de fiecare dintre noi. Cadrul legal poate să fie și tot timpul poate fi îmbunătățit. Dar aici vă spun că e iarăși vorba de un efort comun. În Parlament probabil că se va discuta în comisie și pe aceea în plen. Mulțumesc. Nu neapărat. Sunt mai multe instituții aici. Că vorbim de poliție, de celelalte care țin de Ministerul Apelor și Pădurilor, n-am spus că nu aplic. Am spus că ține de spiritul civic, și de spiritul civic a fiecăruia dintre noi în a stopa acest fenomen. Dar pot să vă dau un exemplu. Anul trecut, într-un guvern care n-avea nicio culoare politică, așa cum știți, pe ultimele 3-4 luni ale anului, în acest domeniu al lemnului, industria lemnului, controle și tot ceea ce ține de gestionarea acestui domeniu, controlele au scăzut foarte mult. Spre zero. Am mai spus lucrul ăsta și în industria lemnului și în cea a tutunului. Finalul anului 2016 a fost extrem de curios din punctul de vedere al instituțiilor statului. Și asta spun rapoartele oficiale. Să vedem. De ce? Păi tocmai asta vă spuneam. Tocmai pentru a unii cele două etape, s-a luat decizia la Ministerul Transporturilor, la CNAIR, de a face o singură licitație, proiectare plus execuție. Știu, se anulează aceea în momentul în care e gata documentația pentru ceea ce vă spuneam la sfârșit, pentru proiectare plus execuție. Iar această documentație va fi gata spre finalul lunii sau începutul lunii viitoare. Cu ajutorul și legii, ce vă spuneam amândoi mai devreme, cu ajutorul legii investițiilor strategice, cu Centura Timișoara fiind parte din master plan, iar transporturile, unul din domeniile principale la care se va adresa această lege, sunt optimist. Nu v-am spus că se schimbă fiind împreună proiectare plus execuție? Ce înseamnă o scurtare a termenelor, fiind o singură licitație. Bun. Da, domnule. Găduiți-mă o întrebare în finală, dacă se poate, legată de imaginea României în lume. Domnule prim-ministru, cât de mulțumit sunteți de prestația ministrului Muncii, Ilia Olguța Vasilescu,
pe plan internațional? Ne-a ajutat la imaginea bună a României sau nu? Cum vă pregătiți miniștrii să iasă în lume? Credeți că merită să intrăm în subiectul ăsta? Bun. Că l-am auzit și pe Emil Boc vorbind de engleză și pe foarte mulți. Nu se dau examene de limbi străine în momentul când ocupi o funcție de ministru. Nu intră în... Trebuie să știi domeniul pe care vrei să-l... sau pe care îl gestionezi. Eu apreciez, până la urmă, efortul Olguței de a vorbi și engleză și franceză la două zile, una după alta, în locul ei aș fi vorbit în română cu traducători pentru a fi cât se poate de clar. Mulțumesc. Domnul Gangan, ultima întrebare. La ultima ședință de guvern, ministrul sportului, dar împreună cu Ministerul Dezvoltării, s-au angajat, așa cum ați auzit, ca pe început de săptămână viitoare să existe un proiect foarte important. Știm cu toții disfuncționalitățile apărute în acești ani din acest punct de vedere. Mulțumim!